La data de 15 mai sărbătorim Ziua Internațională a Familiei. Cu acest prilej, pe Aleea Siguranței din Parcul Grigore Vieru, Inspectoratul de Poliție Soroca a organizat mai multe activități consacrate familiei, cu implicarea angajaților, a copiilor, reprezentanților Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia și Centrului Sănătate pentru Tineret Proviața din municipiul Soroca. Astfel, familiile polițiștilor cu 3 și mai mulți copii, cuplurile de polițiști, cea mai tânără familie din cadrul Inspectoratului, familiile cupluri de bunici grijulii au fost felicitate și premiate cu diplome de onoare și flori. Menționăm că prezentăm bunicii noștri grijulii, care sunt un exemplu, familiile noastre de polițiști, care sunt exemplu pentru noi. Familia este totul, este punctul de pornire al întregii societăți, într-adevăr, și vreau să susțin și să îndemn pe cei tineri care încă nu s-au hotărât să o facă și numai decât că o să fie fericiți până la adânci bătrâneți, pentru că copiii sunt totul. Aceasta este, după părerea mea, este o sărbătoare importantă, deoarece, cum spune de la antici, familia este celula societății. Și, oricum, tot se începe educația chiar și copiilor. Și de mai departe, ce vine în familie, ce îi faci și... Consider această sărbătoare este cât de frumoasă, atât și de importantă pentru societatea noastră, având în vedere că totul pornește din familie. Noi suntem părinții responsabili pentru copiii noștri, ca ei să crească buni cetățeni aceste țări. Și nu numai pentru copii, dar și pentru societatea întreagă. Având în vedere că noi suntem părinți exemplu pentru dânșii, ca să învățăm să iubească, să răbde și să fie înțelegători față de cei apropiați. Potrivit conducerii Inspectoratului de Poliție Soroca, evenimentul vine să promoveze valorile importante ale familiei. Poliția devine mai deschisă către societate și odată cu oficializarea Zilei Internaționale a Familiei în baza deciziei Adunării Naționale a Organizației Națiunilor Unite din 20 septembrie 1993, noi ne solidarizăm cu susținerea acestei sărbători, dat fiind faptul că familia este nucleul unei societăți sănătoase. Prin astfel de acțiuni în parcul central al municipiului Soroca suntem mai deschiși către cetățeni, promovăm ideile și valorile importante de susținere a familiei, inclusiv ați fost martori la premierea acelor angajați care fac parte a unor cupluri de familie, cupluri de familie tinere și alte măsuri îndreptate la susținerea unei familii. Evenimentul s-a finisat cu un concert dedicat Zilei Familiei, organizat de către secția Cultură și Turism Soroca. Orice copil învață de la mama toate, orice zi acasă mama îl așteaptă. Mama este una în toată lumea, vreau și eu să fiu ca mama mea. Ziua de 15 mai a fost declarată Ziua Internațională a Familiei prin rezoluția adoptată la 20 septembrie 1993 de Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite.